to miss. You'll be the mama. Bună seara. Bună seara. Permiteți-mi, vă rog frumos, vă dau un pic de istorie. Astăzi este ziua mamei mele și așa cum mi-e explicat pe secretarie, eu n-am acasă să felicit. Sunteți mai mică și vă rog să înțelegeți gestul. Primiți, vă rog frumos, să fiți alături de flori. Mulțumesc. Sănătate ei. Sunteți foarte o sănătate. Vă rog să mulțumesc frumos. Bună seara. Permiteți-mi, vă rog frumos, să vă dau un pic de flori. Mulțumesc mult, vă doresc toate cele bune, cele mai frumoase, pur și simplu să aveți noroc în viață și să fiți cea mai fericită. Mulțumesc! Astăzi e ziua mamei mele și ea este plecată pe psihotare, așa cum nu am ocazia, dar să se plece. Doream simplu să vă dau florile în ce este stat. Solnășcă, nu mi-a plăcut. Sunt mințit, are emoții. Mama e departe. Prin asta să ne oferiți gestul ei, stima față de ea. Înțeles, foarte emoțiile. Emoțiile, da. Așa că spiți dumneavoastră sănătoasă. Mulțumim. Și pe să vă îmbrășim. Mulțumim, să fii sănătoasă și dumneavoastră să fii sănătoasă și mulți, mulți ani înainte, toți frumoși și cât împreună. Mulțumesc! Depărtare părinți de rău situație în Moldova, așa adică copiii să fie de față de părinți și asta. Mulțumesc frumos! Sănătate frumoasă! Здоровья вам, терпение, всего самого наилучшего. И маме. Так я про маму говорю, и про нее, и про всех мам. Потому что я так понимаю, с днем мамы, да, это... Да, у нее мамы день рождения, она хочет таким методом... Да, она мне мамила. Да, очень. Такой медведь. Именно женщинам, которые стали мамой. Ну вот я так и поняла. Женщина, которая мама, поэтому я ее поздравляю. Потому что для нее это важно, я вижу, что очень она... Она чувствует себя. Нет, потому что для нее это непростое слово, это для нее это все-таки пережитое что-то. Человек, который не пережил, никогда этого не поймет. Астана Сигур. Поэтому мы желаем вам терпения, здоровья, спасибо вообще. Неожиданно приятная история, честно говоря. Редкая. Да, это говорит, что у нас есть еще люди с большой буквы, а не просто народ. Mulțumim, e un moment așa, nu știu, parcă eu reuniune de familie. Mulțumesc, iubită mamă.